Ziua de marți, 30 martie, o să vă propun un bilet la pariuri cu meciuri din calificările pentru campionatul mondial 2022. După Azerbaijan cu Serbia, Serbia o echipă bună, o echipă care a făcut 2-2 etapa trecută cu Portugalia, deși Portugalia a condus cu 2-0. Au dat sârbii golul în a doua repriză, foarte bine au jucat. Azerbaijan, o echipă mică, o echipă modestă, a făcut foarte multe de 0-0 cu Slovenia, cu Muntenegru și cu Luxemburg în grupa în Liga Națiunilor. Acum cu Portugalia a pierdut 0-1. A mai jucat un amical cu Qatar, deci are un singur meci, a pierdut doar 0-1 cu Portugalia, deci vedem, a reușit să stea în apărare, cam asta este jocul lor. În timp ce Serbia e o echipă mai bună, a avut și ea niște meci, adică anul trecut și acum 2 ani, au avut meciuri destul de bune, cu Turcia 2-2-uri, cu Ungaria a pierdut 0-1, cu Norvegia a câștigat 2-1 în prelungiri în barajul pentru Euro. 5-6 Serbia cu Scoția, a pierdut calificarea la penaltiuri cu Scoția în ultima manșă din baraj pentru Euro. Normal că Azerbaijan este favorită, 1-42, nu marchează chiar atât de multe goluri când se întâlnesc un adversar foarte slab, așa că o să pun Serbia marchează 1-3 gol la cotă de 1-32. Acesta este primul meci. De joc Muntenegru cu Norvegia. Norvegia e o echipă care mă așteptam să facă rezultate mai bune, dar prinzător în meciul 2 a pierdut cu Turcia 0-3. După ce în primul meci jucase cu Gibraltar, a reușit să câștige 3-0. Mai au și în grupă, mai este și Olanda, deci Norvegia va avea de tras tare pentru a se califica. Turcia deja două victorii, a bătut și pe Olanda și pe Norvegia, cele care poate erau considerate favorite în grupă la primele două locuri. Muntenegru și au o echipă bunicică. Muntenegru a bătut pe Letonia, cu Gibraltar a bătut și acolo 4-1. Normal, Gibraltar cea mai slabă echipă. Pentru meciul ăsta, Norvegia mă aștept puțin să fie superioară. Norvegia trebuie neapărat să câștige pentru că a pierdut cu Turcia acasă 0-3, deci, astfel încât Norvegia cu Haaland, Odegaard, mă aștept să ridice un pic nivelul în acest meci. Norvegia a mai avut în grupa aia cu România, a avut niște egaluri cu Spania 1-1, cu Suedia 1-1, mai a avut cu Suedia 1-3-3, astfel încât pariem 2 plus goluri la o cotă de 1-30. Și meciul, încă un meci pe care îl mai pariez pe Luxemburg cu Portugalia. Portugalia, clar, o echipă mai bună, echipă cu un lot extrem de bun. În ultimii 2 ani au reușit să formeze o echipă foarte puternică cu Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix joacă și el și mai au câțiva jucători la mijlocul terenului foarte bun. Și jucători care joacă prin campionatul portughez la Porto. Și la preliminarele pentru Euro au jucat impecabil, au câștigat grupa. Cu Azerbaijan au avut o victorie mai chinuită, 1-0, dar cred că nu se vor da chiar foarte multe goluri. Luxemburg n-a mai dat niciun gol cu Portugalia în ultimele întâlniri, a fost 0-2, 0-3, 0-2, 0-3 de fiecare dată când au jucat cu portughezii. Și o să jucăm un 2-5 goluri la o cotă de 1-32. De aceste 3 cote avem un 2-27 și eu o să mai pun încă un meci din tenis. Dacă vreți să lăsați doar așa, este cotă 2-27. Eu o să mai pun un meci din tenis, meciul dintre Hurkacz și Raonic. Raonic un jucător foarte bun, un jucător înalt cu un serviciu extrem de puternic, este unul dintre cei mai redutabili jucători pe suprafață hard. Acum a avut un sezon la Australian Open, a pierdut în tur 3, mi se pare, cu Djokovic, după ce bătuse acolo pe mute. Aici a bătut două meciuri cu Jordan Thompson și cu Hugo Humbert fără să piardă set. Hurkacz și el a avut două meciuri, 2-0 și 2-0 cu Shapovalov. Un pic surpriză a fost aici că l-a bătut pe Shapovalov, a fost un tiebreak în tiebreak în setul 2. Cred totuși că Raonic are superioritate, o să joc 2 pe Raonic la 1-37. Și dacă îl jucăm și pe Raonic lângă meciul ăla de fotbal, avem o cotă de 3-10 totală. Asta ar fi pariul meu pentru astăzi. Sunt meciuri foarte dezechilibrate la eliminările pentru Euro, astfel încât nu prea poți să găsești o cotă foarte mare. Ați văzut și dacă joci 2 și 3 plus sau 1 și 3 plus, ați văzut acum 2 zile Germania cu România a câștigat doar 1-0, deși a avut foarte multe ocazii. A mai fost un meci, mi se pare, Elveția a câștigat doar 1-0, și acolo clar s-a jucat handicap, s-a jucat 3 plus. Deci sunt și echipe care nu mai dau atât de multe goluri, trebuie să vedeți. Toate meciurile campionatelor au fost comprimate, distanțele dintre etapele campionatelor interne au fost comprimate, astfel încât s-au jucat foarte multe meciuri, jucătorii au și un gram mare de oboseală. Astea sunt ponturile mele pentru ziua de marți, 30 martie, mersi de atenție, baftă la pariuri!